să se determine abscisa punctului din cadranul 2 corespunzătoare distanței maxime dintre graficul funcției f definită pe r steluță, adică r fără 0, da? Cu valori în r f de x egal cu x logarit natural din x pătrat și axa OX. Păi, odată atenție, ce înseamnă cadranul 2? Cadranul 2 este acesta. Adică ce înseamnă? X să fie mai mic sau egal cu 0 și Y mai mare sau egal cu 0, nu? Că iată, orice X are negativ și pozitiv, da? Ce înseamnă? Eu am graficul funcției, că funcția mea era definită pe R star, undeva, nu contează, da? Ce înseamnă? Corespunzător distanței maxime, adică dacă iau un punct, distanța maximă între graficul funcției A și axa OX. Asta era, să zic, origine. Și axa OX. Da? Adică, practic, eu ce trebuie? Ce înseamnă distanța asta maximă? Să aflu maximum din f de x acesta, când x însă este negativ. Da? Maximum din modul din f de x. Că atenție, nu știu, poate funcția mea e sub axa. Da? Asta, că dacă era sub, distanța era modul din f de x. Nu? Bun. Păi hai să vedem ce face funcția mea. Păi funcția mea odată așa, da. Uite ce frumoasă este că te păcălește, vedeți? Eu pot să-l scot pe x pătrat ăsta, să zic e 2x, dar în momentul ăla va apare tâmpenii. De ce? Pentru că dacă îl scot, păi însă rămâne logarit din x. Păi da, dar nu are sens pentru x negativ, da? Și atunci zicem așa, păi bă, eu vreau maximul din modul din f de x. Ia să vedem cine este ăsta. Păi l-am pe cazuri. Da? Că dacă x este, ca să fac modulul. Păi uite, odată să facem semnul logarit din x pătrat. Da? Eu știu că logarit din ceva mai mare ca 1 este pozitiv, din ceva mai mic ca 1 este negativ. Deci când este ăsta pozitiv? 0 înseamnă cine? Logarit din 1. Păi când x pătrat e mai mare ca 1, putem spune mai mare sau egal. Ce înseamnă asta? X pătrat minus 1 mai mare ca 0, care are rădăcinile minus 1 și 1. Deci, pentru x între minus 1 și 1 aveam 0. Polinomul ăsta, luasem contrar, lua e minus, în afară este plus, da? Deci ca el să fie mai mare ca 1, deci iată, pe partea negativă, atât mă interesează, unde este mai mare ca 1, deci până în minus 1, 1, da? Deci dacă x este între minus infinit, pardon, minus 1 este pozitiv, deci logarit din x pătrat fiind pozitiv, iată că modul din f de x va fi egal cu cine? Cu modul din fiecare, da? Egal cu modul din x ori modul din logarit din x pătrat. Modul din x cu x-ul este negativ, este minus x, iar logaritmul am văzut că este pozitiv. Deci o să-mi dea un logaritm din x pătrat. Dacă x-ul este, pot să pun așa cu închis, dacă x-ul este între minus 1 și 0, iată modul din f de x ce-mi dă. Modul din minus x este minus x, dar logaritmul este negativ, deci vine și el cu minus din modul. Da? Adică este x logarit din x pătrat. Prin urmare, iată că eu voi avea funcția care? Pe partea aia, din cadranul 2, atât mă interesează. F de x egal cu minus x logarit din x pătrat, dacă x este mai mic sau egal cu minus 1, mai mare sau egal, nu contează, și x logarit din x pătrat, dacă x este mai mare ca minus 1 și până în 0, evident, da? Bun, păi hai să-i facem derivata. F derivat de x egal cu, face derivata lui asta, vine x derivat e 1, vine minus logarit din x pătrat, minus x ori logaritmul derivat, care e 1 pe x pătrat, ori x pătrat derivat, care e 2x, da? 2x pătrat cu ăsta să duc și rămâne cine? Minus logarit din x pătrat, minus 2, nu? E bine, x pătrat cu x pătrat, da. Deci vine minus 2 minus logarit din x pătrat, dacă x e mai mic ca minus 1, iar asta derivată este exact ca aia de sus, numai că nu-i cu minus, da? Deci vine 2 plus logarit din x pătrat dacă x e mai mare ca minus 1. Bun. Ce-mi cerea mie? Distanța maximă, da?
Pot să mai fac și derivata la stânga și derivata la dreapta, că funcția mea era continuă, că era un modul. F derivat la stânga în minus 1, așa, pentru amoroarte, dă logarit din 1 care e 0, deci este minus 2. F derivat la dreapta în minus 1, logarit din 1 e 0, este 2, da? Deci, iată, cam o dată așa, x-ul, f derivat de x, f de x, ca să spun monotonie, iată, da? Deci de la minus infinit la minus 1 până la 0, da? Bun, în minus 1 funcția, iată că nu e derivabilă, derivata la stânga e minus 2, la dreapta e 2, da? Bun. Și acum, egalăm cu 0 aceste derivate, fac una din ele, că automat ai la alta e cu minus, da? Deci facem ecuația 2 plus logarit din x pătrat egal cu 0. Trec pe minus 2 dincolo, pe 2 dincolo. Minus 2 ce înseamnă? Logarit din e la minus 2, nu? Adică, iată, rezultă că x pătrat este 1 pe e pătrat, x egal cu plus sau minus 1 pe e, dar atenție, x-ul meu este negativ, deci cum x este negativ, mai mic sau egal cu 0, x îți dă minus 1 pe e. Unde e minusul? Minus 1 pe 2 și ceva este aici, da? E mai mare ca minus 1, 0. Ce semnare a așa? Asta când este? Iată, pentru x mai mic ca minus 1, deci asta nu are soluție, că trebuia să fie aceeași soluție de aici, da? Deci are semn constant. Pentru x între minus 1 și 0, asta avea soluție. Hai să vedem semnul. Păi uite cum facem, știți cum o facem? Ia o valoare între minus 1 și minus, minus infinit și minus 1. Pentru x, de exemplu, la minus infinit, ăsta dă logarit din infinit este infinit, cu minusul face minus infinit, adică asta e negativ, da? De asemenea, între minus 1 și minus 1 pe e, da? Păi, e o valoare, uite, la minus 1 era 2, deci cum are semn constant, ăsta e peste tot pozitiv. De la minus 1 pe e, stați puțin mai, până la 0, atâta era grafic funcției mele, eu am făcut mai mult aici, așa. Iar la 0 faci logarit din 0 care e minus infinit și cu 2, deci minus infinit, minus. Deci funcția mea, iată, descrește, crește, descrește. Ce-mi cerea mie? Deci în minus 1 va fi un minim local, aici va fi un maxim. Mie îmi cerea pentru care distanța este maximă. Deci abscisa punctului meu, cât era? X egal cu minus 1 pe E. Da? Asta era abscisa unde distanța era maximă. Minus 1 pe E, răspuns corect, C.